Dragii mei, fără să mă ocup de bucuria altora în această împrejurare, vreau să mărturisesc ceva despre bucuria mea de a ne întâlni pe această cale. Sufletul meu trăiește un moment de înălțare în clipa în care pot să aduc înaintea voastră lucrurile care m-au bucurat atât de mult pe mine care m-au luminat, m-au făcut să plâng, m-au făcut să merg în jurul camerei. Nu pot să exprim în cuvinte ce simt atunci când lumina se aprinde în suflet din acest cuvânt al lui Dumnezeu. Mare, mare har! Și știu că bucuria voastră este cu mult mai înaltă decât bucuria mea, pentru că sunteți aceia care o recunoașteți în această lucrare, în cuvântul acesta, pe care noi îl învățăm, recunoașteți o, o, reflectare a iubirii lui Dumnezeu pentru sufletul nostru. El ne sfătuiește ca un părinte pe copiii lui pe care vrea să-i vadă bine. Aceasta este, acesta este singurul obiectiv al planului lui Dumnezeu cu noi, ca să fii fericit ca să-ți meargă bine, ca să nu ai niciuna din aceste boli cu care a fost lovit Egiptul. Și toate lucrurile acestea sunt puse, așa cum spune Pavel, vă sunt date vouă. Toate lucrurile v-au fost date vouă. Tot ce ne cere Dumnezeu nouă pe pământul acesta și în viață, este îndreptat spre binele și binecuvântarea noastră. Astăzi, prin Harul lui Dumnezeu, vom învăța împreună câteva lucruri cu privire la conceptul curăției sufletești. Ce înseamnă a fi curat. Ați observat că la templu se foloseau numai lucruri curate, deși erau lucruri prețioase. Aurul e prețios în sine, metal prețios, dar trebuia să fie aur curat. Și acest lucru ne spune că un, un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să strălucească prin afară doar, ci trebuie să fie înăuntru, lui curat. Acolo privește Dumnezeu. E adevărat că pentru noi, de multe ori, tot ce sclipește pare a fi aur, dar nu pentru ochiul lui Dumnezeu. El privește înăuntru. Cât acest aur e adevărat? Cât de curat este acest aur, întreabă Dumnezeu și el vede curăția aurului. Iremia deplânge lucrul acesta spunând că aurul care n-a fost curat s-a negrit. Și nimic nu stă pe loc, nici curăția sau necurăția noastră. Ambele cresc. De aceea, prin Harul Bunului Dumnezeu, astăzi vom învăța ceva care trebuie să meargă cu noi în întreaga viață. Vom învăța despre izvorul curăției. De unde vine așa ceva? Aș vrea să spun din start, în trei simple cuvinte și dacă cineva nu va asculta până la sfârșit, ci doar cuvântul acesta, mă rog lui Dumnezeu să fie de ajuns. Curăția sufletească nu este legată de ceea ce facem sau de ceea ce nu facem, ci de cine este prezent sau absent din viața noastră. Adică, Domnul. Curăția e legată de prezența sau de absența Lui. Așa se măsoară. Celelalte lucruri, cum le numim noi stil de viață, acelea sunt urmări sau efecte sau roade ale prezenței Lui. Dacă prezența lui este în noi, este primită, este trăită, acest lucru e în sine curat și produce curăție sufletească. Vorbesc de cuget, vorbesc de omul ascuns al inimii care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. În afară, natural, pe ramurile pomului se va vedea ce este înăuntru lui, de ce fel de pom este acesta. Acum vom lua definiția cuvântului curat nu din social sau nici chiar din eclesiastic sau din filozofic, ci vom lua cuvântul curat de la Isus. Ce înseamnă cuvântul curat? Ce înseamnă a fi curat înaintea lui Dumnezeu? Ați observat că vin unii oameni care spun și vorbesc despre o viață curată. Doamne, Doamne, noi am făcut așa, am trăit așa, nu vă cunosc. De ce? Ei n-au niciun cuvânt de spus despre ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ei în Isus. Doar ce au făcut ei pentru Dumnezeu. Aceasta nu e curăție. Aceasta este negură ca negura diavolului care spune mă voi sui, voi fi, sau negură ca negura la odicei care spune sunt așa, sunt pe dincolo, sunt pe dincolo. Ab întunecime absolută este aceasta. Curăție, cuvântul curăție, este dat de însuși Mântuitorul nostru, în noaptea în care au stat la masă împreună și au servit ceea ce urma să devină cina Domnului. Ioan 13, cu versetul 10. Iisus răspunde așa. Voi sunteți curați, dar nu toți. Bun, am înțeles lucrul acesta. E cineva între noi necurat. Ce înseamnă necurat? Voi sunteți curați acum. Ce înseamnă curat? Învață-mă lucrul acesta. Că eu știu din bă, viața practică ce înseamnă curat, dar vreau să aud de la tine. Tu ai cuvintele adevărului. Ce îmi vei spune tu este un adevăr veșnic. Cerurile și pământul vor trece, dar definiția ta despre curăție nu va trece niciodată. Și iată în ce cuvinte simple explică Mântuitorul și Scriptura cuvântul curat și curăție sufletească. Ce înseamnă aceasta? Voi sunteți curați. Unul era necurat. Nu toți sunteți curați. Versetul 11 spune așa: A fi necurat înseamnă a vinde pe Isus. Nu înseamnă a face sau a nu face un lucru sau altul. Acestea vor veni fatal. E lege. Prezența lui Isus va produce un anume fel de viață curată. Absența lui Isus va produce iadul, necurăția aceasta. Deci nu discutăm despre stil de viață, a face sau a nu face, ci discutăm despre izvorul din care vin aceste lucruri. Iisus a spus, să citim versetul 11 în întregime, că știa, când a zis că nu toți sunteți curați, știa pe cel ce avea să-l vândă. De aceea a zis, nu sunteți curați. A vinde pe Iisus înseamnă a fi necurat. Dar, cum a spus poetul, nu numai Iuda e vinovat. Nu, nu numai Iuda a vândut pe Isus. Ori de câte ori noi alegem să mergem pe o cale diferită sau contrarie cele pe care ne-a arătat o cale, adevărata cale, El, eu sunt calea, ori de câte ori mergem pe o altă cale, pe o cale paralelă eventual, care seamănă așa de mult cu realitatea, dar nu se întâlnește niciodată cu ea, nici în veșnicie, niciodată nu se va întâlni. Paralel, seamănă extraordinar. E ca aurul fals. Ochiul nu discerne literalmente aurul adevărat de aurul fals. Aici, Cuvântul lui Dumnezeu dă o definiție care rămâne dincolo de momentul în care nu mai este Cerul și Pământul. Cerul și Pământul vor trece. Cuvintele mele nu. Această definiție a lui Isus. A fi curat înseamnă a avea în tine prezența lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. A fi necurat înseamnă a merge pe calea ta sau a alege altceva decât știi clar că este voia lui Dumnezeu. De aceea, a spus el, voi nu sunteți curați. Iertați-mă! În Ioan 13, același capitol cu versetul 7, asistăm la o afirmație care de asemenea va supraviețui existenței cerului și pământului. Și să ascultăm ce spune Domnul lui Petru, știți în ce împrejurare, în versetul 8. Este o, o, o tamponare frontală între Petru și Isus. Petru care spune, niciodată nu îmi vei spăla picioarele, eventual mă spăl singur sau mă spăl altcineva, dar tu nu. Niciodată. Și imediat primește acest cuvânt care ne-a adresat nouă astăzi. Și acum, dacă nu te spăr eu, nu vei avea parte cu mine deloc. Deloc. Nu vei avea deloc. Parte deloc. Adică, fără excepție, fără abatere, imposibil. Nu vei avea parte deloc dacă nu te spăr eu te poate spăla uh, familia în care trăiești, trebuie, ți impune un anume mod de viață și trăiești într-un anume fel, te poate spăla societatea. Armata, spre exemplu, diplomatica, un ambasador este, trăiește curat din cauza slujbei lui. Un militar trăiește la, uh, în felul acesta. Dar aici vorbim de cu totul altceva, vorbim de a avea parte cu Dumnezeu, a avea parte cu Isus. Și el spune, în direcția aceasta există o singură cale spre curăție. Dacă nu te spăl eu, pot să te spele oricine și orice, și biserică, și societate, și familie. Cine nu vrea să te spele? Dar aceasta niciodată nu-ți va da ție privilegiu sau privilegiul de a avea parte cu mine. Dacă nu te spăl eu... După ce a avut loc și a fost spuse cuvintele acestea, Mântuitorul întreabă, înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Adică, particular pe noi acum, el ne întreabă așa, înțelegeți voi acest cuvânt, acest adevăr etern, anume că în viața ta și în viața mea curăția nu poate veni decât prin locuirea Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta este definiția curăției. Nu este a face un lucru sau altul. Atâți oameni au refuzat curăția lui Isus pentru că erau curați. Cel murdar primește mult mai ușor curăția lui Isus decât cel care se crede curat sunt bogat, m-am îmbogățit, ce trebuie? Nu, dacă nu duc lipsă de nimic. Eu nu duc lipsă. Celălalt, săracul Lazar, el într-adevăr ducea lipsă și era o diferență mare. Nu știi că ești sărac, nu ești bogat cum te crezi. Nu știi câtă trebuință ai de curăția care vine de la Dumnezeu, de, de spălarea păcatelor de către el. Nu știi câtă trebuință ai de lucrul acesta. Nu știi că ești sărac, ticălos, nenorocit, orb, gol. Câtă trebuință ai de lucrul acesta. Dorești, într-adevăr, să ai parte cu Domnul. Nu vreau să stau la dreapta și la stânga ta, dar refuz să bei paharul acesta care este, de fapt, atât de chinuitor pentru mândria noastră spirituală, bogăție și sunt bogat, important și așa, este atât de chinuitor încât unii oameni îl vor refuza cu bună știință. De câte ori suferim în viață, ar trebui să ne întrebăm din ce pricină suferim. Cuvântul din Ioan 15 cu 3 ne arată nouă care este izvorul curăției noastre în ce privește relația cu Cuvântul lui Dumnezeu. Ia să ascultăm cu mare atenție acum. Acum, voi sunteți curați. Wow! Înseamnă că. Da, trăim într-un anume fel. Din ce cauză? Ce ne face curați? Ce mă face pe mine curat față de aproapele meu, care poate trăiește o viață social vorbind sau chiar moral vorbind mult mai înaltă decât mine? Ce mă face pe mine curat în relația cu aproapele meu? Acum, versetul 3, Ioan 15 cu 3. Acum voi sunteți curați din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus. Aceasta vă face curați. Luați cuvântul acesta afară și indiferent ce stil de viață veți trăi, sunteți necurați. Nu vă cunosc. Acum sunteți curați din cauza acestui cuvânt. Așadar, ceea ce face o ființă umană curată este cuvântul lui Dumnezeu care este dat să locuiască în viața și ființa noastră. Ar trebui să ne întrebăm atunci când suferim prigoană sau când suferim un lucru sau altul, din ce cauză suferi eu acum? Și am descoperit că de multe ori suferim din cauza prostii sau nebuniei noastre, din cauza alegerilor noastre. Suferința noastră pe care o atribuim lui Dumnezeu și pentru care îl acuzăm pe Dumnezeu uneori este legată de prostia noastră. Nu este legată de Dumnezeu. În Apocalipsa capitolul 1, versetul 9, Ioan spune, eu sunt exilat, sunt pedepsit, sunt în mare suferință, sunt departe, marea mă desparte de, 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 de cei dragi. Dar motivul pentru care sunt exilat și sunt pedepsit, sunt poate pe viață în, în situația aceasta, motivul nu sunt eu, nu este alegerea mea, ci din pricina cuvântului lui Dumnezeu. A fi curat înseamnă a avea cuvântul lui Dumnezeu în viața ta. Aceasta produce curăție în purtarea noastră și în viețuirea noastră. A fi curat, aceasta înseamnă. Iisus prezent cu tine. A fi necurat înseamnă a vinde pe Iisus și a încerca eventual să trăiești o viață a religiei tale care să te recomande înaintea celor care îți va spune nu te cunosc. A fi curat. Dar în momentul în care ești curat, ești o provocare stârnești sufletul necurat de lângă tine. Și atunci el ajunge să te urască. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor urâ. Vor vorbi tot felul de lucruri și neadevărate împotriva să... Din pricina mea, nu din pricina voastră sau din ceea ce ați făcut voi. Trebuie să facem distinția aceasta clar. Voi sunteți curați, a spus cuvântul lui Dumnezeu, din cauza acestui cuvânt care locuiește în voi. Eu sunt exilat, aici spune Ioan, din cauza cuvântului acestuia. Și cuvântul lui Dumnezeu, ä, ä, originea aceasta sau cauza aceasta se extinde asupra tuturor slujitorilor iubitori de Dumnezeu. Asupra sufletelor de sub altar care fuseseră răjunghiați, din cauza cuvântului Dumnezeu asupra celor care, versetul 9 din Apocalipse 6, versetul 4, Apocalipse 20, asupra celor care li se tăiese capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Este onoare să suferim pentru Dumnezeu. Bucurați-vă, a spus Iisus, dacă acest cuvânt al lui Dumnezeu, care a adus curăția în viața voastră, acest cuvânt e cauza, este pricina. Bucurați-vă dacă din acest motiv, Mântuitorul spune, mare este răsplata voastră în cerul. El nu spune o răsplată sau răsplată, mare, zice, spune el. În momentul în care el declară că este mare, Trebuie să fie ceva cu totul dincolo de închipuirile noastre sau de imaginația noastră cea mai versată. E imposibil de înțeles. Din pricina cuvântului. Din pricina cuvântului trăiesc această viață. Din pricina cuvântului sufăr aceste lucruri. Sunt legat ca un făcător de rele, sunt condamnat, sunt asta. Și cuvântul lui Dumnezeu merge mai departe până acolo unde arată, zice, în toate lucrurile în care oamenii vă bârfesc și vă vorbesc de rău, curăția voastră de suflet să stea împotriva mărturiei lor. Trebuie să înțelegeți lucrul acesta. Dumnezeu este prezent atât când în, în binecuvântarea, în frumusețe, în frumusețea vieții de curăție în Hristos, cât și a celei de prigonire teribilă. Având un cuget curat, spune Petru 1, Petru 3, cu 16, având un cuget curat, pentru ca aceia care bărfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine Tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Sigur că da. Este cugetul curat. Dragii mei, când am vorbit despre aur curat, noi nu am vorbit despre aspectul exterior, despre sclipirea lui. Noi am vorbit despre compoziția lui. Aur curat. Și când. Cartea Apocalipsei vorbește despre cetatea lui Dumnezeu, Noua Ierusalim, care este din aur curat, streveziu transparent, atât de curat încât este transparent. De fapt, și tehnologic s-a dovedit că în momentul în care aurul este în stare pură, e transparent, pur și simplu. Acest lucru vrea să îl împlinească Dumnezeu în viața noastră și El este omenește imposibil. La oameni este imposibil așa ceva, dar este posibil la Dumnezeu. Locuirea Lui în viața și ființa noastră. Trebuie să urmărim acest lucru în toate aspectele vieții noastre de credință. Spre exemplu, botezul nu este aderarea la un crez, ci și votul unui grup de oameni sau o manifestare a cineva pus sub apă, așa, botezul nu este aceasta. Botezul este un cuget curat. De unde am acest cuget curat? Păi așa spune Sfântul în uh, 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 Cuvânta lui Dumnezeu în 1 Petru 3, 21. Botezul nu este o curățare de întineciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, nu a adunării cât sunt pentru sau înaintea lui Dumnezeu lucrul acesta, prin învierea lui Isus Hristos. Aceasta produce cuget curat într-o ființă. Celelalte lucruri sunt urmări naturale ale cugetului curat pe care l-a produs și îl produce credința și prezența Domnului nostru în viața noastră. Și de aceea îndeamnă Pavel pe Timotei nu te uita la cele din afară, nu te uita să fii un conformist, unul care te conformezi totul. Uită-te la cugetul tău, vezi dacă... Fii atent ce îi spune Pavel lui Timotei. Păstrează credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Nu au pierdut credința, dar au pierdut cugetul curat, adică locuirea și prezența Mântuitorului în viața lor. Aceasta aduce curăția de cuget. Pe care unii l-au pierdut cugetul acesta și au căzut din credință. Ați auzit? A căzut cu tare, a făcut cu tare, cu tare, s-a declarat ateu, cu tare să. Înainte să se întâmple lucrul acesta, după cum citeam și săptămâna trecută, noi hotărâm fericirile și nefericirile noastre cu mult înainte ca ele să se întâmple. Aceasta e legea vieții. Și când auzim de un lucru sau altul, ați auzit ce rușine a produs unul ăsta, cea, numele lui Dumnezeu, ce desfrânări sau ce hoții sau ce minciuni sau ce nenorocii, ați auzit, nu, înainte s-a întâmplat altceva. Au căzut în inimile lor, au căzut în cugetul lor. Și spune cuvântul, uh, uh, unii au pierdut acest cuget curat și așa se explică faptul că au căzut de la credință. Învață pe oamenii, a spus lui Timotei, să păstreze taina credinței într-un cuget curat. E singurul mediu în care credința trăiește. În ce ai pune niște pământ o trebuie poluat unei plante, planta se usucă imediat. La fel se întâmplă cu această cerească plantă, floare, pe care Dumnezeu o plantează în grădina sufletului nostru, numită curăție de cuget. Nu numai că lucrul acesta se manifestă în viața noastră, dar el este, este general aplicabil. Totul este curat, Timotei 1 cu 15, Titul 1 cu 15, totul este curat pentru cei curați, dar pentru cei necurați și necredincioși nimic nu este curat. Din ce cauză? Că ei sunt necurați. Din cauza asta totul apare necurat. Din, de ce? Pentru că, de ce nu cred? pentru că ei sunt necredincioși. Cum poți să crezi când ești necredincios? Nimic nu este curat până și mintea și cugetul, le sunt spurcate. Iubiții mei, trebuie să acordăm atenție mare. Iisus a venit pe pământul nostru și a mutat religia de la forme și manifestări și crezuri și ritualuri, rituri de tot felul. A mutat-o în domeniul inimii și al cugitului. Acolo este locul. Acolo este templul. Și în locul acesta, numai dacă domnește El, se manifestă prezența lui Dumnezeu. Unde este El? Dumnezeu este prezent în viața și ființa noastră. Pentru cel necurat totul este necurat, pentru cel necredincios nu este nimic de crezut, din cauza că în lăuntru ființei noastre se poate produce oricând o astfel de stare. Acum, Mântuitorul nostru s-a adus jerfă e puțin, este un lucru asupra căruia nici măcar n-ar trebui să începem a vorbi, pentru că Ioan a spus nu ar încă încăpea lumea cărțile care s-ar scrie dacă ar fi vorba să scriem despre ce este vorba. Dar este un aspect particular care ne este dăruit nou astăzi prin acest cuvânt din Evrei, capitolul 9 cu 14. Iisus s-a adus pe sine însuși jerfă, fără pată lui Dumnezeu, ca să curețe cugetul vostru. Cugetul nu era curat, de faptele moarte. Care sunt faptele moarte? Doamne, noi am făcut așa, am prorocit, am făcut fapte fără Hristos. Le-am le -am făcut, a fost. Uh, sunt lucruri frumoase, dar, dar au fost uh, rodul uh, omenescului, firescului sau drăcescului, care a locuit în viața și ființa noastră. El s-a adus, jertfă, în dreptul tău și în dreptul meu, ca să curețe cugetul tău. Este momentul și este locul să primim darul acesta de neimaginat de prețios, curățirea cugetului nostru prin prezența Domnului nostru Isus Hristos. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Evrei, capitolul 10, versetul 22. Așa dorim să ne apropiem de tine, Doamne, în acest moment și tu să te apropii de noi, ca locuirea ta în viața și ființa noastră totdeauna să aducă această curăție a cerului pe care niciun om n-ar putea, niciun nălbitor de pe pământ, niciun țesător de pe pământ n-ar putea să țeasă pentru ființa noastră. Îți mulțumim pentru haina ta, Mântuitorul nostru iubit, în care nu e niciun fir de țesător omenească, dar ești tu, E plinătatea ta. Ne închinăm și îți mulțumim, Doamne, că din niște ființe necurate, tu dorești să faci ființe cu un cuget curat. Această dorință este mai presus de priceperea noastră. Nu înțelegem ce faci acum, dar știm că este bine și binecuvântat. Fi Tatăl nostru slăbit în veci. Amin.